Mă descrie și cu bonjour. N-am mai făcut vloguri pentru că asta e. E o etapă în care trebuie să iei lucrurile mai în serios, să-i spunem. Nu pot să pierd timpul întotdeauna cu tot felul de subiecte, să le repetăm la infinit. Viața continuă. Ce vreau să vă zic eu că da, v-am adus aici că e un pic de furăciune ce fac eu. Adică trebuia de mult să fac chestia asta, dar am cumpărat niște plante, niște legume, de fapt tomatele sunt fructe, da, trebuie horticultură, legumicultură, ce vreți voi. Și am venit și am, în loc să vin și eu cu mașina, dar am vrut să fac și puțin sport. Am furat de fapt un pic de pământ. De fapt, pământul ăsta e din cuiburile care le fac de pământ, așa să zic eu, nu spun mai așa. Cârtețele afânează pământul când îl scot cu aripile alea pe acolo, nu văd și ele, nu știu ce, într-adevăr că aici le las agricultorii, pentru că în România, dacă are o parceluță de pământ și dacă vine o cârtiță și face două, trei alea, normal că i-a scos toate cuiburile. Când aici e pășun. Și de-aia vreau să vă prezint. Apropo, eram să fiu și împușcat. Am găsit și un cartuș. Asta e calibru 22. Înțelegeți? Poate să meargă și la Winchester și la pușcă, adică la pușcă de vânătoare, să spun. Dar conținutul poate să-l aibă și pentru mistres care nu mai puternic, pentru păsări, mă rog, nu intru în detalii, cunosc un pic. Deci eram să fiu împușcat. Glumesc, dar l-am găsit pe aici. Îl arunc și eu că am destule. Vreau să vă prezint pământul de afunat, să spunem, de cârtiță. Eu o să plantez niște tomate, niște uitați deja, până și râmele sunt pe aici. Și am cumpărat niște vinete, castraveți și alea, cartofii deja i-am. Am ceva încolțit și eu atât plantez. Dar uitați-vă și voi ce. Uitați-vă aici. Uitați și voi aici. Uitați și voi calitate. Apropo, vețele astea care le vedeți sau un pic de astea lăsați-le, pentru că deja e un lemn care face și el parte din îngrășământ. Uitați-vă ce aici. Îți vine să-l mănânci. Haideți că revin când plantez. Când plantez ce am cumpărat, dar cred că are vreo 40 ceva de kilograme. E imens, n-am venit cu gipane, cu nimic, am vrut să o fac așa pe sportivul. Și vă relatez imediat ca să poate cu vloguri de genul ăsta îi voi îndemna pe alții să mai facă ceva util, nu două, trei scânduri și două placaje și să minți lumea pe YouTube. Mă rog, revin imediat, nu vreau să o rețin mult.